avem o temă care este sensibilă, mai ales în România, dar extrem de necesară tocmai pentru a vorbi despre o societate sănătoasă, despre un mediu sănătos în care trăim, ne dezvoltăm. Este foarte important ca materia primă pentru a face o băutură, trebuie foarte bine verificată. A contraface nu doar un om într-o casă, vai de capul ei cum o face, este și o băutură contrafăcută. Atunci trebuie să fim foarte atenți a citi bine de unde este băutura. Problema apare și legile în România sunt legile foarte vechi, care nu se dorește să fie schimbate. E și la noi problema în România și în general în Europa. Nu prea se verifica. Poate să intre un copil de 8 ani și cere un bax de băutură și îi se da și plece. Deci asta nepasare a oameni de afaceri sau proprietari sau manager sau barman sau nepasarea lor. Și atunci eu tot timpul și spun, ce caută un copil, un om sub 18 ani de zile să cumpere de la un supermarket sau de un magazin băutură? Mai e și altă problemă, consumul de alcool medicinal în România. România este în jur de 100 de milioane de alcool medicinal. Pentru ce? Nu cred că la spitale se duc chirurgii înainte la supermarket, ia un litru de alcool medicinal ca să se facă bandajul, nu? Se consumă. Și asta este o rușine. Alcool medicinal la farmacie. Cazane, nu vreau să mă duc, care sunt furate cu radioactiv. Aia e mai grav. Cine adună în România și toată asta și de unde adună lângă fabrici care au trecut prin zeci de radioactivi. Limitează oameni la un cazan, mica cantitate, nu las, domne, ai voie 50 de litri, trebuie cazane verificate. Băutorul care face o mâncare este obligat să verifice exact cum a făcut-o și cu carne de porc. Și cine ar putea să o verifice? Adică să fie tot într-un control al direcției sanitar? Da, adică să fie la liber fără bani. Oamenii n-au bani și atunci lasă să poată. Să se ocupe statul. Adică să faci statul 10 laboratoare, 20 laboratoare în toată țara și lasă oameni înainte să vină. De unde vine cea mai mare cantitate de alcool? Acum, ultima mai se spune este Bulgaria, este Moldova, țări vecine. Așa, țări vecine, este așa, este și Serbia în care vine, este 18 ani de zile și peste, n-ai voie. Este, și nu, cu moderație nu, pentru orice vârstă. Da, și un tată care trimite un copil sub 18 ani să-i cumpere băutura de la supermarket, să fie amendat acel tată sau acea mamă care trimite sau acea bunic sau acea bunică. Și acum sperăm că autoritățile de fapt să facă un pas asta înainte. Îmi doresc. Avem un guvern care a trecut o perioadă grea, da? Acest război cu Ucraina. Și a luat decizii foarte importante. Așa. Îi rog pe acest, mai ales pe premierul care este și cu carieră de militar și toată asta, să ia decizii acum. E simplu. Când consumăm alcool, trebuie să fim, e bine cântat, puține, multă apă când bem, să lase această categorie în pace. E o categorie care orice țară, Franța este mândră de ea. Anglia și Austria, pardon. Țări cu tradiție. Cum este Scoția, vrea să se întoarcă înapoi în Uniunea Europeană pentru a proteja industrie. Este o industrie care poate oferă zeci de miliarde, statul de bugetele, poate să da zeci de mii de locuri de muncă pentru oameni, dar totul să fie făcut cum trebuie și corect. Reglementat. Dar dacă în România o reglementăm, statul va încasa miliarde de euro taxele.